Vorbim astăzi despre copiii talentați, iar unul dintre ei este și prima noastră invitată. Am cunoscut-o acum 3 ani, atunci când a ajuns în platou nostru împreună cu tatăl său, un instrumentist cunoscut, faimos de altfel, dar astăzi vine la noi singură deja Riana, nu cea de peste ocean, dar Riana Moiseie. Vă salutăm și îi spunem bine ai venit în platoul nostru! Bună! Salut, dragă mea! Ai crescut mai mare de la ultima noastră întâlnire și părul ți-a crescut mai mare. Măi, ești o Elza! O Elza adevărată! Riana este mai comod să vorbească în limba rusă, dar înțelege perfect româna. Ai venit la noi cu un motiv întemeiat. Iarăși ai mai adus premii pentru Moldova, dar mai exact pentru casa ta, pentru că nu știu neapărat cât te ajută țara pentru dezvoltarea ta, mai mult te ajută părinții și profesorii tăi. Da. Ce ai câștigat în ultima perioadă? Eu am câștigat premiile, я выиграла первые премии, вторые премии, также третьи премии есть. Я играла концерт, 3 концерта с оркестром, и в 5 классе тоже хочу сыграть концерт с оркестром. И вот с нашим прекраснейшим оркестром школьным, который во главе Игорь Иосифович Ирсак. Также я в заслуге всего этого мой преподаватель, лучший любимый Котельник Светлана Николаевна. Ту, дорогая моя, înveți la pian din clasa 1. Да. Așa, și acum ești clasa a patra. A patra. 4 ani de pian și deja atâtea diplome și atâtea medalii. Chiar din clasa 1 ai început să participi la concursuri? Da, da, с первого класса. Первый класс у меня был мой первый концерт. Это был в садике. Я тогда начинала только играть и выступать. Ну и потом уже начала, был мой первый конкурс за границей, это был в Милане. На самом деле мы просто поехали туда в гости, ну и просто решили, нашли там конкурс и решили просто туда тоже заехать, получается. И получила третью премию. Это был мой первый конкурс без моего преподавателя и за границей. Așa, e uimitor, înseamnă că atunci când călătorești și vezi vreun concurs și zici hai să încep și să încerc puterile. În acești ani, pianul și canto, că le îmbin pe ambele, câte ore dedici pianului în fiecare zi? На самом деле бывает у меня по-разному. Я могу позаниматься 1:30, но это мой максимум, если у меня, конечно, все идет хорошо и в целости. Но на данный момент я могу позаниматься 1:40, где-то так, потому что сейчас я готовлюсь к экзаменам по фортепиано. Așa, aveți examen după clasa a patra? Da, как я выпускной класс. Așa, ești absolvent, fata e absolvent, nu așa simplu. Și e foarte important ca să ai notă bună, pentru că mai departe, de ce e bine să ai note bune la... Потому что, чтобы перейти в 5 класс и, в целости, чтобы не опозориться, можно так сказать. Iată așa, vrei să continui studiile la aceeași școală, nu vrei să faci o schimbare de școală. Da, eu nu hăciu. Așa, și faci ore de piano și, în general, faci școala la? La... Nu, cum se numește școala ta? Ah, Sergei Rahmaninova. Așa. E foarte important pentru un copil care crește într-o familie în care se cântă și nu doar. Tu ai ales pianul, cu toate că tatăl tău e un percuționist de excepție în Moldova. Nu ai vrut să alegi alt instrument? Nu ai vrut și tu tobele? Нет, если честно, я не хотела барабаны, почему-то с самого детства. Я вообще начала петь, а потом уже решила то, что я хочу на фортепиано. Așa. Și ca și tatălui tău, îți plac emoțiile tari. Te-am văzut cu ATV-ul. Da. Așa, ia, haideți să vedem și împreună cu voi cei de acasă câteva poze. Asta a fost în ce perioadă? Când ați călărit voi aceste motoare? Году.
A fost anul trecut, în perioada de iarnă. De iarnă. Așa. Petreci mult timp împreună cu părinții tăi. Da. E foarte important. Și acum tatăl, ca niciodată, este aproape acasă, aproape în fiecare zi. Da? Da. Noi avem în aceste momente și imagini din arhiva noastră, pentru că prima dată ai venit la emisiune împreună cu tatăl tău și vrem să vedem cât de mică erai atunci și o să vedem cât de mult a evoluat, pentru că și astăzi o să ne câți în platou. Am văzut imaginile din arhiva noastră, însă acum o să vedem cât de mult a evoluat Riana în această perioadă. Urmează să ne cânți la pian ce? Etiud Silfide, opus 109, compozitor Bülkner. Mamă, tot am înțeles. Vreau să vă doresc audiție plăcută și sunt sigură că o să aflăm mai multe lucruri frumoase și mai multe vești bune de la acest copil și ne bucurăm că avem ocazia, prin intermediul emisiunii noastre, să vă arătăm copiii talentați ai țării noastre.